Astăzi vom face o retrospectivă anului 2021 pentru mine, pentru acest canal și pentru restul canalelor mele. Vreau să încep în primul și în primul rând cu niște mulțumiri pentru tot suportul la acest an. A fost un an incredibil, probabil cel mai bun an, cu urcușuri, cu coborâșuri. O să stăm puțin de vorbă astăzi, nu o să fie un vlog foarte, foarte editat. Dacă vă interesează, stați pe spate acolo, luați-vă ceva de popică și o să povestim puțin ce s-a întâmplat anul acesta, pentru că au fost câteva evenimente destul de interesante despre care vom vorbi. Deci, dacă ați urmărit canalul, probabil că o să vă reamintiți de ele. Nu vă cer un like, nu vă cer un subscribe, rămâneți aici pe acest canal, asta este tot ce vă cer. Dacă vă place ce fac în continuare și vreau să-mi scrieți în comentarii acum sau la final ce credeți că ar trebui să schimb pe 2022 din punctul vostru de vedere. Poate aveți o sugestie, poate aveți o critică constructivă, chiar vreau să aud părerea voastră și o să citesc acolo comentariile. Am multe lucruri de spus și vreau să zic că acest format l-am început în 2018, am făcut un clip în 2018, o să vă arăt după aceea clipul, de fapt o să vi-l las în descriere. Am făcut în 2018, în 2019 nu știu de ce n-am făcut și am mai făcut în 2020, la finalul lui 2020 am mai făcut un clip de genul, la fel îl găsiți și pe ăla în descriere. Tot așa am făcut un vlog, atunci eram la Timișoara și am povestit ce s-a întâmplat în anul respectiv. Deci practic nu e primul episod de genul, lumea face chestia asta, e o chestie interesantă, mi se pare un lucru bun, eu obțin acest episod mai mult ca și arhivă personală, dacă vrea și lumea să se uite este un bonus. Ei bine, anul ăsta au fost foarte multe evenimente. Au fost foarte, foarte multe evenimente și chiar s-au întâmplat multe chestii pentru mine. Și o să iau în primul și în primul rând ce am reușit să facem anul acesta din punct de vedere al numerelor, pentru că toată lumea se uită acum la numere, câți abonați ai, câte vizualizări ai și așa mai departe. Să zic că nu m-a interesat atât de mult anul ăsta numerele, pentru că nu asta am încercat să caut. Am încercat să caut să ofer un conținut cât de cât de calitate, să încerc să vin cu ceva nou de fiecare dată. Nu știu dacă mi-a reușit, dar am încercat să aduc niște chestii noi pe canal și cred că în mică, mare parte am reușit acest lucru față de anii precedenți. Iar pe partea de numere am făcut în felul următor. Eu mai am un notepad aici și am notat cam ce trebuie să zic. Am făcut 600.000 de abonați pe acest canal, pe Sinner22. Iar pentru anul viitor vreau să fac tot așa, 100.000 de abonați, 700.000 de abonați. Cam ăsta este golul, 100.000 pe an mi se pare o sumă foarte, foarte în regulă. Nu știu dacă o să fac, ține doar de mine. Și acum faza e că se fac destul de greu abonații, dar nu este imposibil. Încet, încet ajungem acolo la 1.000.000, ăla e goal-ul suprem, să spunem așa. Am făcut 100.000 de abonați pe canalul de FIFA, al doilea meu canal, care este bazat doar pe fotbal și FIFA. O să vină și butonul în curând. Dacă nu știați, poate mulți dintre voi nu știați că eu am un canal de FIFA, o să vi-l las în descriere, Sinner FIFA. Am acolo 100.000 de abonați, nu postez atât de des pentru că acolo o fac de plăcere. Mie îmi place FIFA, îmi place fotbalul și acolo cât mai găsesc timp postez, dar o să încerc să mă țin și anul acesta de acest canal. O să revin după aia și la acest canal pentru mai multe detalii. Mi-am făcut și un canal nou acum pe final de 2021, canalul Sinner, care, bă, l-am început cu gândul că, bă, acolo o să postez conținut extra și dacă se uită cineva, bine, dacă nu, nu. Inițial în început să postez shorts-uri, pentru că postam și pe TikTok, am început să-și postez și pe TikTok și am zis, bă, dacă le pun pe TikTok, hai să le pun și pe YouTube, dar nu puteam să le pun pe canalul mare, pentru că pe canalul mare vreau să fie doar calitate, nu cantitate. Deci asta am zis la finalul anului, bă, pentru 2022 nu mai vreau să pun cantitate pe canalul mare, vreau să pun strict calitate, clipuri care, bă, dau interesul acolo și am zis, bă, fac un nou canal, e meta să-ți faci un nou canal, eu am 3 canale, burați în baftă să mă țin de toate, dar eu zic că o să fac așa o balanță să fie ok pentru toată lumea. Vă dați seama că nu o să postez nimic pe toate 3, n-am cum, dar o să încerc să fac o balanță, să postez la câteva zile, să fie ok, practic în fiecare zi să fie un episod pe unul dintre canale, gen astăzi postez pe la mare, mâine postez pe FIFA, apoi mâine postez pe Sinner. Mă rog, pe Sinner-ul prea
trebuie foarte multă muncă, pentru că majoritatea le filmez pe Trovo și e o chestie, bă, oricum le filmam pe Trovo, poate unii nu le văd pe Trovo și le pun pe YouTube, ceea ce e super, super ok, deci n-ar fi o muncă extraordinară în plus, dar ne-am făcut și canalul nou, suntem aproape de 4000 de subscriber în momentul când filmez eu acest clip, am făcut și un tier list acolo care a prins foarte bine, urmează un vlog pe canalul respectiv, cred că mâine sau poimâine, deci stați pe aproape, urmează un vlog și acolo, nu vreau să vă zic despre ce. Pe Instagram am făcut 50.000 de urmăritori, ceea ce a fost un goal pentru mine, adică, bă, pe Instagram nu m-am dedicat atât de mult pentru că nu-mi place atât de mult partea asta cu poze, cu ce faci tu în viața reală. Eu am fost low-key, gen under the radar, în afară de unele excepții, la modul că nu prea mi-a plăcut să arăt ce fac în viața mea de zi cu zi, nu prea îmi place să fac atât de mult poze, dar într-un fel ești cam obligat de algoritm, gen, știi, trebuie să te extinzi pe cât mai multe platforme și o să încerc să fac acolo și conținut și pe Instagram, am început și pe TikTok să postez din ce în ce mai des. O să le fac pe ambele, o să găsiți și Instagram-ul meu în descriere, dacă nu știați că am Instagram, am și eu Instagram, sinner.grăzvan. Și acum o să trecem puțin la evenimente, nu o să intru în detalii unde nu trebuie să intru în detalii, o să zic așa ce s-a întâmplat pentru cei care știu ce s-a întâmplat, o să avem și videoclipuri, ne uităm puțin și peste canal după aceea. În primul și în primul rând, 2021 a fost, cred că, primul an de YouTube în care am luat YouTube-ul super, super în serios. Și o să ziceți cum adică e primul an. Bine, până acum pentru mine YouTube a fost o chestie gen doar de distracție, doar de amuzament, a fost pasiunea mea, doar postam la modul, nu știu dacă știți, înainte, gen acum 2-3 ani, eu nu prea postam la modul că nu eram foarte constant, postam așa când apucam, postam ce prindeam, aveam momente și momente, gen postam o lună zilnic, după aia o lună postam așa la 2-3 zile, deci nu o luam foarte în serios, pentru că pentru mine nu era un business, era o chestie, bă, un hobby, știi, era un hobby, nu urmăream banii și treaba asta a fost până pe la finalul lui 2020. Din 2021 am schimbat puțin mentalitatea, am zis în felul următor, bă, pentru mine încă este un hobby, este, cum să zic, pasiunea mea numărul 1, este prima mea pasiune, prima mea dragoste, să zicem așa, și am zis, bă, oricum se fac bani, credeți-mă, se fac bani din YouTube, dar contează cât te străduiești tu, adică practic faci bani cât muncești, adică nu primești bani așa din cer, știi? Și am luat-o puțin în serios și pe partea asta cu banii pentru a reinvesti, nu știu dacă ați observat, dar am început să reinvestesc puțin și în canal, mi-am schimbat microfonul, avem lumini noi, am schimbat câteva chestii și încerc să mă îmbunătățesc. Am luat și volanul, pe care nu prea l-am folosit, dar asta e partea a doua. Dar, cum să zic, am luat puțin în serios YouTube-ul pe toate părțile, am început să fiu și mai constant. Asta cred că din ianuarie. Din ianuarie cam până în aprilie, mai, ceva de genul, cam așa. Deci am postat din ianuarie până mai, aprilie, foarte, foarte constant, la modul live-uri, episoade, Trovo, toate nebunile. Chiar am fost mulțumit de ce am făcut. De altfel am avut și una dintre cele mai prospere perioade ale mele. Prin aprilie, martie a bubuit canalul. Făceam, cred că 100.000 pe fiecare episod de Utopia. Când a fost Utopia, dacă mai țineți minte. Și a fost așa o perioadă foarte overwhelming pentru mine. Dar bă, mă simțeam foarte bine că lumea apreciază ce fac și gen mă chinuisem, gândiți-vă că mă chinuisem din octombrie până în ianuarie să fac câteva vizite acolo, câteva mii de vizite și după aia ajunsesem la câteva zeci și sute de mii, ceea ce era wow. După aceea s-au întâmplat câteva lucruri prin mai-aprilie, nu știu să vă zic date exact, eu vă povestesc așa din ce mi-amintesc eu, s-au întâmplat câteva incidente să zicem, am fost nevoit să mă operez. A trebuit să mă operez pentru că aveam o chestie foarte nasoală la spate, nu o să intru acum în detalii, este un vlog special pe canal pentru chestia asta. Și a trebuit să mă operez pentru că mă durea foarte, foarte, foarte tare, deja nu prea mai puteam să stau pe scaun, nu prea mai puteam să filmez episoade și puteam să dau delay la chestia asta, dar am zis că
bă, cred că e cea mai bună perioadă să mă operez. Și m-am întors acasă, eu stăteam la Timișoara în perioada respectivă, m-am întors acasă, m-am operat și cam o lună de zile n-am fost bun de nimic. Deci, practic luna mai, să zicem, n-am fost bun de nimic, pentru că nu puteam să stau pe scaun, nu puteam să filmez episoade, pur și simplu stăteam în pat. Pentru că nu puteam să stau nicăieri. Stăteam în pat. Ce poți să faci când stai în pat? Și pentru mine a fost o lună foarte grea, cred că una dintre cele mai grele luni din viață, pentru că gândiți-vă doar să stai în pat. Efectiv, n-ai voie să faci nimic. Ce să și faci? Ce să și faci? Mă uitam la seriale, filme, mai făceam un proiect la facultate, mai căutam idei, mai stăteam pe telefon, dar nimeni abia puteam să stau în pat. Și gândiți-vă că nu puteam să stau pe spate în pat, pentru că nu mă lăsa operația, trebuia să stau în lateral. A fost curând, nu doresc nimănui chestia asta și au fost niște vremuri foarte nașpa. Bine că am trecut, bine că sunt ok acum, am avut grijă, dar câteva luni am fost nașpa pe partea de sănătate și sănătatea chiar e foarte, foarte importantă. Deci cam 3 luni a durat cu totul recuperarea, să fiu eu cât de cât înapoi. Și să zic că prin august, iulie mi-am revenit pe partea asta de sănătate. De aia nici n-am postat foarte, foarte mult în vară. Mă rog, sincer, nici n-am avut atât de mult tragere de inimă, pentru că după pauză atât de mare, gen, îți ieși din ritm și asta e problema mea. Eu mi ies foarte repede din ritm și intru greu în ritm. Dar odată ce intru în ritm, gen, bag acolo tare. Și din august, septembrie, cam așa, iulie, august, septembrie, am revenit încet, n-am venit așa, boom, am revenit încet și ghișe, în septembrie s-a întâmplat, mă rog, la finalul lui august, începutul lui septembrie, s-a întâmplat o nefăcută, iar mi-am pierdut canalul de YouTube. Nu știu, efectiv, pe partea asta de hackereală, bă, am un ghinion extraordinar. Am grijă, credeți-mă, am grijă super, super mult, dar nu știu ce se întâmplă. Habar n-am, nu știu ce se întâmplă pe partea asta. Și nu e vorba că n-am avut grijă, pentru că am avut grijă foarte, foarte mare de canal, de tot ce ține de securitate. Dar a fost să fie, a durat foarte mult recuperarea și septembrie eu n-am postat niciun episod. De septembrie, luna septembrie, eu am stat pe tușă, am stat pe spate, n-am filmat niciun episod. Și am revenit în octombrie, din nou mi-a fost foarte greu să revin, pentru că v-am explicat că îmi intru foarte greu în ritm. Și am revenit în septembrie, în octombrie am reînceput să filmez. Bă, și din octombrie până în decembrie am băgat, frate, efectiv, nu cred că am avut mai mult de 3 zile pauză. Deci mai mult de 3 zile pauză și am avut niște episoade la modul, am avut niște vloguri wow, dacă știți vlogul cu 100 de nuggets, mâncare din Minecraft în viața reală, am avut și 100 de zile, am avut câteva episoade așa mai wow, nu, au ieșit puțin din tipare din punctul meu de vedere, la care chiar am muncit foarte, foarte mult, și live-uri aproape în fiecare zi pe Trovo. M-am ținut și de chestia asta de noiembrie și decembrie, deci oarecum mi-am revenit pe partea de activitate și vreau să o țin tot așa, pentru că e foarte important să fii constant pe YouTube. Eu zic că pe parcursul anului, sincer, mă uit puțin în urmă, pentru că trebuie să mă compar cu mine, nu am o competiție directă cu oamenii, adică gen cu alți YouTuberi, îți dai seama că e o rivalitate, dar gen rivalitatea e bună cu alți YouTuberi, n-am direct cu un YouTuber anume, dar mi se pare că cel mai mare rival al meu sunt eu și gen mă uit puțin în spate și pă, chiar am evoluat puțin față de anul trecut și asta cred că este important, să te uiți puțin în spate să vezi, bă, cum eram acum un an și cum sunt acum. Mi se pare că am evoluat destul de mult și mi se pare că fac un conținut bun față de ce făceam înainte. Adică și înainte făceam un conținut bun, dar am mai urcat o treaptă, să zicem așa. Încă o chestie foarte tare anul ăsta, mi s-a părut wow, tot pe finalul anului, cred că prin octombrie-noiembrie s-a întâmplat. Am intrat în Utopia 2, bă, și chiar mi-am făcut mulți prieteni YouTuber, să zicem așa, și te împingă, chestia asta te împinge puțin să devii din ce în ce mai bun. Știi, când ai un anturaj care te trage într-un fel să devii din ce în ce mai bun, chestia asta zic eu că a ajutat și
cum să zic, te motivează chestia asta când ești alături de unii dintre cei mai mari youtuberi din țară. Am filmat și cu Ping, am filmat și cu Rafa, unii dintre, cum să zic, youtuberii copilăriei mele, la care mă uitam când eram mic, aveam vreo 13-14 ani. Și mă uitam și mi se pare wow că, știți cum e, e un quote foarte, foarte clișeic, gen lucrează până când idolii tăi devin rivalii tăi. Și bă, nu e chiar așa, dar mi se pare wow chestia asta, ok? Gen oamenii la care mă uitam eu când eram mic să filmez acum cu ei, mi se pare o chestie foarte, foarte, foarte tare. Am dat niște exemple, clar mai sunt oameni de genul. O chestie așa off topic, mi-am schimbat și mașina, știți că am făcut un vlog pe partea asta. Eu făcusem un vlog, cred că prin iunie, că nu o să-mi schimb mașina, că țin mașina asta, nu știu ce. Și vine sineră noiembrie, mi-am schimbat mașina. Sunt modul de mașina mea, o să am grijă de ea în continuare și e super, super faină. Poate să mai facem și car vloguri cu ea, dar nu știu ce car vloguri să fac. Probabil că dacă o să-mi vină ceva idei bune, o să facem, dar am vrut să includ și chestia asta. Odată cu operația, că tot vorbisem de operație, m-am îngrășat și destul de tare, pentru că probabil că ați observat față de anul trecut, m-am îngrășat. Voi n-aveți cum să vă dați seama, pentru că nu-mi vedeți partea de jos, gen nu mă vedeți complet, dar pe partea de față m-am îngrășat și se vede că m-am îngrășat. M-am îngrășat vreo 10 kg, ceva de genul. Aveam vreo 78 de kg, 77 de kg la 1,81, 1,82 pe acolo. Iar acum am 87, ceea ce nu e ok. Sunt puțin peste medie, să zicem, la greutate și anul ăsta o să mă ocup și de sănătate. Involuntar m-am îngreșat pentru că stând la pat o lună și ceva, nefăcând sport, doar mâncând, vă dați seama cât te îngrași. Și nu pot să zic că am avut grijă de alimentație, dar inevitabil m-am îngreșat și n-am avut ce să fac, n-am avut timp până acum să mă ocup de chestia asta. M-am ocupat o lună în vară, dar nu a fost suficient, dar asta rămâne, cum să zic, datoria mea să rezolv și problema asta. Și chiar mi-a zis multă lume, buci, s-a îngreșat sinerul nebunul. Și da, într-adevăr, chiar se vede că m-am îngreșat puțin față de clipul de anul trecut, unde aveam vreo 10 kg în minus, dar într-un fel e de înțeles de ce s-a întâmplat chestia asta, dar o să revin eu și cu kilogramele. Încă o chestie foarte tare la canal. Mă uitam anul trecut ce făceam pe canal, anul 2020, da? Mă uitam ce făceam pe canal și bă, făceam Brawl Stars, Among Us și cred că în 2020, la finalul 2020, am reînceput să postez Minecraft. Eu m-am apucat cu Minecraft pe canal, pentru cei care nu știți, eu am început canalul acesta cu Minecraft. Dacă vă uitați la primele episoade, în afară de primul, sunt cu Minecraft în principiu. Ăsta a fost visul meu, jocul ăsta mă jucam când eram mic, Minecraft, Survival Games, cam ăsta este începutul meu, gen eu voiam să fiu youtuber de survival games, pentru cei care nu știu. Și cu Minecraft-ul am început, doar că nu am avut succes și încet încet am mers pe Clash Royale, după aia pe Brawl Stars, a fost și Fortnite o perioadă, a mai fost trecător și Among Us-ul, și uite că acum contentul meu este bazat pe Minecraft și bă, e jocul meu preferat, sincer. De când sunt mic până acum e jocul meu preferat și nu m-am plictisit de el, sincer. Mi se pare că e un joc care doar creativitatea e limita, efectiv. Și într-un fel mi-am schimbat conținutul și mă bucur că nu a afectat atât de mult canalul. Adică n-a afectat atât de mult canalul. Și na, acum să vedem ce jocuri o să mai apară. Îți dai seama că degeaba mie îmi place Clash Royale dacă nu se mai uită nimeni la Clash Royale. Nu pot să postez Clash Royale. Trebuie să fac o balanță, ce îmi place și mie, ce vă place și vouă, și să fie ok pentru toată lumea. Încă o chestie, un fact. Am fost anul acesta și în 4 serii de SMP-uri, poate nu știați. Am fost în lumea titanilor pe final de 2020, început de 2021, am fost în Utopia, toată lumea știe Utopia, a fost Topicraft 1 și acum sunt în Topicraft 2, am fost în 4 serii diferite de SMP într-un singur an, asta e wow, sincer să fiu, chiar e wow acest lucru.
cred că trebuie să mă gândesc puțin că, bă, chiar am băgat foarte multe SMP-uri, nu știu dacă e de bine sau de rău, dar am vrut să includ și acest lucru. Eu am foarte multe chestii de zis, dar sper să le acoper pe majoritatea, poate deja v-ați plictisit, nu știu ce să zic. Dar am încercat să vin cu cât mai multe lucruri noi. Acum mai am câteva lucruri și pe aia o să ne uităm puțin pe canal cum am evoluat de la începutul anului până acum. Încă o chestie interesantă, am fost anul ăsta, acum pe final în decembrie, am fost și în trending la videoclipuri populare, unde sunt manele cu toți. Cu toți nebunii, am fost și pe locul 50, cred că cu episodul de provocări sau cu ăla de 100 de zile, nu mai țin minte exact cu care am fost, dar am fost și în trending, cred că pe 49 am fost cel mai mult, dar a fost wow pentru un clip de gaming. Pe FIFA, încă o chestie că am zis că mai vreau să precizez de FIFA, pe FIFA am făcut 100.000, vine și butonul, am venit și cu seria pe FIFA cu experimente, primul din România care face tipul acesta de content și a bubuit, atât am putut să zic și o să continui cu acea serie și plus de asta pe FIFA am făcut primul meu vlog cu fotbal. Da, în vară am făcut primul meu vlog cu fotbal și a fost interesant și poate o să mai facem. Și acum o să trecem și pe partea de videoclipuri, să ne uităm puțin ce am postat anul acesta. Avem aici episodul în stânga, episodul cu 2020, fix acum un an și practic de aici începe 2021. Vedem că am început cu ceva Brawl Stars, Among Us și mai mult Brawl Stars aici în perioada asta mi s-a furat contul. N-a fost o chestie foarte importantă din punctul meu de vedere, dar a fost ceva aici de inclus. Am mai încercat puțin și cu Fortnite, dacă puteți vedea, deci aveam Brawl Stars, Among Us, Fortnite, nu prea găseam conținutul. Iar niște Brawl Stars pe canal și mai mult Brawl Stars și aici începeam încet să băgăm Minecraft Camp. Aici a început perioada cu Minecraft, cu lumea titanilor și încet schimbam conținutul. Vedeți că postam din ce în ce mai rar Brawl Stars, aici o ruletă cu Silent, glitch-uri, cu Matey și încet vedeți că m-am băgat pe live-uri, au fost live-urile astea insane, gen nu am mai văzut live-uri așa wow până atunci. M-am băgat pe Minecraft, mai postam și Brawl Stars dacă vă uitați din când în când și a apărut seria legendară cu 100 de zile, am supraviețuit 25 de zile pe Ultra Hardcore, cel mai popular videoclip de pe YouTube România cu tipul acesta de conținut, acest episod este cu 25 de zile, are 861.000 de vizualizări, aproape 1 milion de vizualizări în 10 luni, ceea ce e wow și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Mi se pare că puteam să fac episodul ăsta mult mai bun, dar sunt mulțumit cum a ieșit, dar cred că puteam să scot mult mai mult din episodul acesta. M-am grăbit puțin să-l pun, dar overall văd că a fost răsplătit, să zicem așa. Vedeți aici și mai mult Minecraft, mai strecuram așa un Brawl Stars, Minecraft deja. Vedeți că Brawl Stars-ul era din ce în ce mai rar pe canal. Am pus aici și un episod de GTA cu Silent. A venit și partea a doua cu 100 de zile, 600.000 de vizite, ceea ce e foarte, foarte mult. Deja începusem să am vizite foarte bune, dacă vă uitați, în perioada asta acum 9 luni de zile, gen aveam foarte, foarte bune vizitele față de perioada anterioară ce o avusesem. În perioada cu Utopia, practic asta e perioada cu Utopia și eram booming, să zicem așa, aveam live-uri cu 6-7.000 de persoane, când fusesem primar, țin minte că am avut vreo 6.000 de persoane pe live, ceea ce era wow și e wow pentru un live de Minecraft, sincer nu prea am văzut live-uri de Minecraft așa de booming, să zicem. A fost o perioadă foarte interesantă aici cu Utopia, a fost, văd și asta cu Among Us-ul, după aia n-am mai fost primar, încet s-a cam dus Utopia și cam pe aici începusem eu să-mi filmez episoadele astea, sunt toate episoadele astea de aici, cam, cum să zic, nu știu până unde, cam până aici, da, uite aici, deci astea vreo 10 episoade, cred că le-am filmat pe toate în 2-3 zile pentru că urma să mă operez și nu știam ce o să se întâmple și gen am zis, bă, o săptămână n-am cum să-i fi... Gen aveam episoade pentru 2 săptămâni, ceva de genul. Și aici m-am operat, vedeți că este vlogul în care am povestit ce s-a întâmplat. Thumbnail-ul ăsta nici măcar nu mi l-am făcut eu, cred că mi l-am făcut Silent pentru că nu puteam să fac thumbnail-uri. M-a ajutat să fac thumbnail-ul ăsta și...
După aia, astea iar au fost clipuri, cum se numesc, filmate dinainte și după aia am luat o pauză destul de mare între astea două. Țin minte că a fost o pauză destul de mare și pe aici eram în recuperări, să zicem așa. Începusem și Utopia 1, dar eu nu puteam să stau foarte mult la calculator și gen am pierdut puțin startul, să zicem așa. Dar a venit vara, vizitele erau acolo pentru că na, era vară. A venit episodul ăsta cu bat recorduri mondiale pe Minecraft, care a fost, a fost destul de apreciat, 260.000 de vizite. După aceea a venit încă, cred că al... Printre primele episoade de anul acesta, mănânc 24 de ore mâncare din Minecraft. Ăsta a fost unul dintre cele mai apreciate clipuri și chiar am muncit la ele, unul dintre cele mai muncite clipuri ale mele cu mâncarea din Minecraft. A venit vara, multe episoade, nebunii, toate cele, Topicraft pe aici, vedeți, am fost și la Silent la București, am făcut și un Mac versus KFC care v-a plăcut destul de mult. Și pe aici am avut o perioadă în care nu prea am postat, cam până, astea au fost cam să zic într-o lună episoadele, pentru că am fost plecat, ba mă mutam, a fost o perioadă așa de tranziție în care nu prea puteam să postez, vedeți că episoadele nu sunt așa wow, ideile nu sunt așa wow. Și după aia, dacă vedeți, 4 luni, 3 luni, 2 luni. Da, deci e un gap foarte mare între episoade în perioada asta, pentru că am pierdut în canalul, a trebuit să fac un vlog aici, deci ce s-a întâmplat cu canalul, mă și mutasem între timp, episodul ăsta e la Timișoara, aici eram la Vâlcea, m-am mutat înapoi la Vâlcea și... a fost destul de ciudățică perioada respectivă pentru că nu puteam să postez pe YouTube, n-aveam ce să fac, m-am și mutat și da, încet încet mi-am revenit, am început să postez aici, a fost destul de grea, gen intrarea în sistem, dar a venit la fix Utopia din punctul meu de vedere, a venit la fix Utopia, multe episoade și pe Utopia, dar a fost o perioadă ciudățică pe aici, e... Probabil că nu se uitau atât de mulți pe YouTube în perioada aia. A fost și o perioadă cu Forza, am postat și Forza cât timp a fost. Cel mai mare opening din România, cred că încă e cel mai mare opening din România, habar, mă gândesc că da. După aceea am venit cu un clip tot așa foarte muncit, dar nu a fost așa de wow pe impresii. Mănânc 24 de ore mâncare din Minecraft, ăsta practic a fost partea a doua cu Sami. Am făcut o... practic partea a doua, dar episodul ăsta a fost împărțit în două părți. La Sami am gătit mâncarea și la mine am mâncat-o, să zicem așa. Mă așteptam la mai multe vizite pentru că am investit destul de mult în episodul ăsta cu mai multe chestii și n-a fost chiar la ce mă așteptam, dar să zicem că este ok. După aia a fost episodul ăsta cu 100 de nuggets de la McDonald's cu Sami și ăsta am investit puțin, dar să zicem că și-a scos investiția. După aia... ne cam apropiem de prezent, de se vede că am avut niște perioade în care nu prea am postat, că nu sunt atât de multe, cum se numesc, episoade. Și am făcut și turul camerei pe 2021, aveți aici turul camerei pe canal. Niște Topicraft, episodul ăsta iară l-am muncit foarte, foarte mult cu achievement-urile. Am mai încercat un Clash Royale, nu prea v-a plăcut. Am mai încercat Prop Hunt, nu știu cum se numea jocul ăsta, cu YouTube, cu youtuberii. Și se vede că lumea nu prea se uită la episoade așa random, cu jocuri random. Și astea o să le păstrăm pentru canalul secundar. Da, am mai încercat aici XP egal gigant, care a rupt 100.000 de vizite. Nu știu dacă ăsta a fost în trending, cred că ăsta a fost în trending cu populare. Pom de Crăciun de oleu versus 100 de lei, care vă dați seama că a făcut vizite până la Crăciun, după aia nu s-a mai uitat nici naiba. Siduri secrete și după aia a venit practic sezonul 2 din Super Hardcore, acum se numește Super Hardcore, nu Ultra Hardcore, pentru că nu pot să pun același nume, ar fi ciudat, plus că este pe 1.18, este puțin mai diferit și e wow episodul ăsta, uitați-vă la el, o să vină și partea a doua, dar momentan nu cred că am strâns 20.000 de like-uri, o să vină, probabil că o să vină diferență la 2-3 săptămâni, adică nu o să postez o dată pe săptămână, că e foarte greu să filmez un episod de genul. După aceea a fost
provocările ciudate, care a fost un episod foarte, foarte fun. A prins extrem de bine, am avut și o reacție și când am deschis serverul de Minecraft. Acum pe final vedeți că nu prea am postat WoW, adică n-am mai postat de vreo 3 zile. Am fost și cu familia, sincer mi-am permis să iau puținică pauză pentru că îmi luasem un fel de burnout cu episoadele astea, gen astea le filmasem în câteva zile pe toate și mai ales asta mi-a luat efectiv o zi întreagă. M-am trezit și vreo 20 de ore am lucrat la el și l-am postat, după aia postează iar, a fost nebunie. Mi-am luat un mic burnout în perioada asta, mi-am permis să iau o puțină pauză, mi-am încărcat bateriile, kind of, mai am nevoie așa puțin de regenerare, o să bag un Golden Apple probabil și ce să vă mai zic? Cam asta ar fi pe canalul ăsta, avem și canalul al treilea, Zinner, unde puteți să vă abonați, unde o să mai postez acolo, reacții, nebunii, sincer aici postez ce vreau. Ai, deci vreau un canal unde să postez ce vreau eu, frate. Dacă vreau să mă joc, nu știu, habar n-am, My Little Pony, postez pe canalul ăsta, nu prea mă interesează atât de mult. Canalul ăsta este Just For Fun, unde o să am conținut așa mai extra, shorts-uri, tier list-uri, toate nebunile. Mai este și canalul de FIFA, unde vreau să mă mai țin acolo de treabă, pentru că știi cum e, nu trebuie să-ți uiți prima iubire, care este FIFA-ul. Mă rog, nu e prima iubire, dar e acolo iubirea mea pentru fotbal și n-am cum s-o las. În principiu cam acesta ar fi episodul. Sper că v-a plăcut, aștept părerile voastre în comentarii, pentru că mă interesează să văd acolo ce ziceți de anul ăsta. M-am lungit puțin pentru că, bă, e greu să incluz un an într-un episod, dar să zicem că am făcut chestia asta cât de cât bine. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine în 2021. Doamne ajută să mergem în 2022 cu cât mai multe lucruri bune, să-i dăm acolo bătaie, să scăpăm și de restricții nebunii, să ne întoarcem la viața noastră normală, încet, încet. Ce să vă mai zic, să aveți o seară faină când postez eu acest episod. Vă mulțumesc că vă uitați la mine și să aveți un an minunat. V-am pupat, pa, pa!